În închisoarea din Sighe, din cei 140 de deținuți ai Sighetului, 10% provin din rândul personalităților care au participat la Marea Unire și jumătate din aceștia au murit între zidurile acestei închisori. Sunt panouri care cuprind scurte biografii ale unor personalități, cum ar fi Iuliu Maniu, Iuliu Hosu, Alexandru Lapedatu, Gheorghe Brăteanu, Pantelimon Halipa, Ion Pelivan, istoricii Ion Nistor, Ștefan Meteș. Sau Ion Nistor. Ion Nistor era profesor la Universitatea din Cernăuți. Era un om care se realizase și care de acum încolo urma să aibă o carieră serioasă într-o universitate germană. Acest om a strâns în jurul lui câțiva oameni, pentru că nu erau mulți cei care puteau fi găsiți repede și care să gândească un asemenea lucru, și a scris și a publicat declarația de întoarcere a Bucovinei, de alipire a Bucovinei la România. De asta se întâmpla după ce în martie primul gest, care efectiv nu avea niciun precedent și era absolut extraordinar, a fost a lui Panalipa, Ciucudeanu, a celor de la Chișinău, care în iadul de după de începutul Revoluției și căderea Imperiului Țarist și în care toată lumea ucidea pe toată lumea, au hotărât fără să aibă niciun precedent, fără să știe, fără să aibă chiar legături cu o țară care ea însă și era într-o situație de extrem de complicată, mă refer la România, la regatul român, au anunțat alipirea lor, au votat alipirea lor la România după ce au creat organul care să poată vota asta. Ăsta mi se pare punctul esențial, izvorul democrației. Adică faptul că niște persoane particulare nu așteaptă de la alții, nu așteaptă să votărească un dictator sau un șef al unui partid discreționar, ci își iau pe cont propriu destinul țării în mâinile lor. E adevărat că pentru a face asta trebuiau să aibă mare capacitate de a se sacrifica în primul rând, adică de a-și îngloba destinul în destinul țării. Ieri a fost pe la noi, pe aici, o nepoată a generalului Moșoiu, care a fost unul din marii generali din timpul primului război mondial și de după, și care povestea, de exemplu, cum generalul Moșoiu, unul din capii armatei române, și-a înrolat băiatul când a împlinit vârsta necesară și l-a trimis în prima linie. Și mi-am adus aminte atunci și le-am povestit despre Gheorghe Brăteanu, cel care avea să devină marele istoric, care era fiul primului ministru al României și care, după ce și-a luat bacalaureatul, s-a dus și s-a înscris voluntar. A plecat pe front și a fost de 3 ori rănit. Gheorghe Brăteanu avea să scrie o carte esențială care se numește O enigmă și un miracol, poporul român. El vorbește de întreaga noastră istorie, dar este clar că ceea ce s-a întâmplat în 1918 este un extraordinar miracol în care un mare număr de personalități caracterizate prin ținută intelectuală, evident, deci au fost în stare să gândească, dar caracterizate în același timp printr-un
imens altruism, printr-o mare capacitate de sacrificiu, care au pus binele țării deasupra propriului lor bine. Nu mă îndoiesc că toate popoarele sunt, fiecare în felul lui, mai mult sau mai puțin stranii. Pe mine mă fascinează și chiar mă obsedează felul în care este straniu poporul român. În general, spunem despre noi și eu însă mi-am scris de multe ori că ne lipsește în mare măsură simțul coeziunii, al solidarității. Mihail Ralea scria într-un studiu celebru între cele două războaie că românii sunt un popor format din indivizi care au tendința să se descurce fiecare pe cont propriu, ceea ce sună destul de adevărat. Și totuși, ce lucru extraordinar cum această caracteristică care funcționează, din păcate, la nivelul indivizilor, nu a funcționat deloc la nivelul istoriei. La nivelul istoriei am dat dovadă de o capacitate de a ne solidariza și de a fi unii altora alături absolut ieșită din comun. Gândiți-vă, în primul rând, la felul în care am rămas legați de-a lungul secolelor, de fapt, mai mult decât un mileniu, prin limba română. Felul în care, deși stăpâniți de trei imperii străine, dușmane nouă și dușmane între ele, deci Imperiul Rus, Imperiul Austriac și Imperiul Otoman, românii și-au păstrat limba română absolut funcționând ca un liant și sentimentul că sunt una. Să nu vi se pară că este o banalitate. Deci, la noi, moldovenii se înțeleg cu bănățenii și, adică, deci, există efectiv o limbă română care este înțeleasă de toți și a cărei caracteristici regionale sunt minime. În timpul acesta, în Italia, să zicem, cei din Veneto, din regiunea Veneției, se înțeleg cu greu cu cei din Firenze, să zicem. Adică la o distanță de 200 de kilometri și nu se înțeleg deloc sau aproape deloc cu cei din Sicilia. Deși au fost stăpâniți nu de imperii străine, ci doar de prinți diferiți, toți italieni, și totuși limba italiană s-a sfărâmițat și a fost recreată practic și există încă la nivelul dizoluției prin graiurile populare din diversele regiuni. S-a recreat într-un mod cultural, deci mai mult sau mai puțin artificial, odată cu reunificarea Italiei în secolul XIX. Sau în Franța se discută și acum dacă în Bretania se vorbește aceeași limbă sau ar trebui să fie considerată o altă limbă. Sau. Deci, este un miracol felul în care limba română a rămas unică, formându-se pe un teritoriu atât de mare și a reușit să mențină această coeziune, pentru că nu trebuie să uităm niciodată și îmi pare rău că nu o spunem mai des și mai mult, nu statul român, nu regatul român a cucerit celelalte provincii creind România Mare, ci Basarabia și Bucovina și Transilvania s-au unit, au cerut unificarea cu statul român. A fost prin vot
Deci în fiecare din aceste țări s-a ajuns la concluzia că trebuie să facă asta și au fost de acord cu asta. Este de fapt un gest asemenea căruia, cel puțin eu, nu cunosc precedent, nu cunosc alte situații în care să se creeze un stat unitar prin niște hotărâri democratice. De altfel, a fost efectiv un mare act de democrație, crearea statului român unitar, un moment al istoriei de care ar trebui să fim mai mândri, după cum cred că ar trebui să fim mai mândri de felul, nu numai de felul în care a fost creată România Mare, ci și de felul în care acești oameni care s-au implicat în crearea ei au avut grijă ca statul pe care îl creează să fie unul european și democratic, un stat de drept. De altfel, este și motivul pentru care, sărind peste câteva decenii, putem să ne explicăm de ce au intrat în închisorile comuniste. Pentru că erau niște oameni politici și oameni de cultură pentru care valorile democrației erau nenegociabile. Ei nu puteau fi corupți după ce o viață întreagă își dedicaseră forțele creierii unui stat de drept. Nu puteau fi convinși să slujească o dictatură.